Drăgușin a jucat fantastic în aceste prime 10 minute. Din 17 puncte are 8, dar și 8 recuperări. O singură greșeală personală. Mandici la timeout. Outside screen, Jamba. Outside screen. After outside screen. Coming pop. French. How we going pop? Cut in the middle. Jamba, if you ever drive to the end, French, you will train. This man to open the way. With the help from first pass, hit the seals here. If he's on, if he's not, we play middle ball screen. You and Jalvinho. Frumos acest coș al lui Bureau. Noi vedem și reușita de 3 puncte. Nu? Ratarea lui lui Jovanović. A început partida cu Downey în acțiune, stop și de 2 puncte marcate micuțul Downey. Lochează Halic, coboară apoi Popescu la Jambic, Halic din nou Jambic. A încercat să-l depășească pe Popescu, a reușit și a și marcat cu panoul. Downey accelerează extraordinar, fentă de plecare în cross, a continuat pe mâna dreaptă. Halic a anticipat la help și a rămas pe loc, iar Downey a speculat. Jambic aruncă acum, ratează, Bureau se bate la recuperare, prinde însă Archie. Downey în tranziție ofensivă, Downey. Gallimore pentru Archie, Archie de 3 puncte, ratează Archie, prinde Jovanović. Downey scoate la Jovanović. Coș valabil, cred că arată Ciprian Stoica. Da, așa este. Greșeală personală, Darko Habuș. Repunere din lateral, BC Timișoara. Înseamnă că nu a fost coș valabil. Faultul a fost pe acțiune și nu după, deci nu putea fi repunere din lateral dacă ar fi fost coșul valabil. Mingea atinsă acum, Gallimore a aruncat cu om în față. Bine a băgat mingea Jambic la Bureau, care s-a demarcat sub panou în tranziție ofensivă, l-a văzut foarte bine Rade Jambic. Iată pasa. Archie sare târziu. Downey ratează de această dată. Bureau recuperează până la Sills. Sills accelerează. Se duce pe mâna puternică, mâna stângă și este faultat. Două aruncări libere pentru Levar Sills Cortez. ...23-17. Este o schimbare, cred că Popescu a ieșit, da. A intrat Šarović, iată-l pe Šarović, aruncare de 3 puncte a lui Šarović, ratată, prinde Bureau. Bureau pentru Halic. Pași pornire.
Vine și Arovici la repunere pentru Downey. Craiova se apără om la om. S-a demarcat bine și Arovici. Halic a făcut fault. Downey pentru Arci, slam dunk-ul lui Arci peste Halic. Acesta din urmă n-a avut reacție la explozia lui Arci, iată-l. Aruncă Halic de 3 puncte și înscrie replică. ...26-19. Downey. Șarovici blochează pentru el. Șarovici rămâne liber la 3 puncte. Șarovici aruncă și ratează. Robert Șarovici. Giambici faultat de Dominic Arci, care iese de pe teren. Nu, intră Johnson. Johnson îl scoate din teren pe Downey. Timișoara acum, așadar, cu echipă mai înaltă. Încercând să speculeze lipsa pivotului din teren pentru Craiova. Halic este cel mai înalt, dar el joacă pe profilul 4. Iată, recuperând ofensiv, însă Bureau apare extraordinar și slam dunk-ul lui Bureau după ratarea lui Halic. Frumos a înălțat Bureau. Mult mai spectaculos acest sfert al doilea. Jovanović. Johnson blochează pentru el. Aruncă Jovanović de 3 puncte. Ratează Jovanović. Bureau recuperează. Bureau lansează pe Habuș, care se oprește. Giambici. Aruncă Sils cu om în față și scutură plasa. LeVar Sils. A dormit Johnson de acele dribblinguri ale lui Sills. A rămas pe parchet destul de departe pentru a nu fi depășit de Sills. Acesta a ales aruncarea. O alegere bună. Crezut că va reintra Drăgușin pe teren, nu? Dădea niște indicații lui Halic. Johnson pentru Šarović. Downey face fentă. Johnson blochează. Downey, aruncare de 2 puncte. Ratată. Împinge foarte bine Johnson mingea până la același Downey. Gallimore. Stop shoot-ul lui Gallimore. Ratează Gallimore, prinde LeVar Sills. Sills pentru Bureau. Halic lasă la Giambici. Giambici îl cheamă pe Bureau la blocaj. Bureau coboară Gallimore. Giambici, bună fenta. S-a dus până în coș Giambici. L-a păcălit pe Gallimore, care a rămas pe parchet pentru a apăra o eventuală pasă. Iată fenta. A privit doar Giambici spre colțul terenului, al Gallimore s-a oprit din apărare. Giambici accelerează. Faultat de Gary Gallimore.
Sills în prim plan. Sills pentru Giambic. Jarović lângă el. Giambic îl depășește. Halic aruncă de 3 puncte. Halic și înscrie din nou a doua reușită a lui Halic din afara semicercului. Cel mai înalt jucător al Craiovei de pe teren în acest moment. Împins într-adevăr arcii de către LeVar Sills. Repunere din spatele tușei de fund. Downey este cel care repune. A ieșit Jovanović. Jarović face fentă. Jarović scoate la Downey. Aruncare de 3 puncte acestuia imprecisă și Giambic îl împinge pe Archie. Dani Tudosă îl schimbă pe Downey. Rămâne Timișoara cu doi conducători de joc pe teren. Jovanović și Tudosă. Iese Tudosă la minge. Jarović aruncă de 3 puncte. Jarović înscrie. Robert Jarović. S-a lăsat așteptat această reușită a lui Jarović. Până la urmă a reușit extrema de forță a Timișoarei. Se înscrie. O face însă și Sills în replică. Jarović 2 din 4 de 3 puncte. Jovanović. Archie aruncă în momentul în care simte faultul, însă nu se pune problema să fie 3 aruncări la coș, vor fi 2. Două aruncări din tare, Dominic Archie. Asta pentru că sunt în bonus timișorenii în acest moment. Ratată a doua încercare. 23 la 39. Halic pentru Bureau. Neatenți în apărare timișorenii. Iată-l pe Bureau. Ce spațiu a avut Johnson. Nu știa unde se află Bureau. L-a scăpat pentru moment din vedere. Nu l-a simțit cu vederea periferică și acesta s-a demarcat prin spatele lui. Se duce până în coș Archie de această dată. N-a dublat pe tușă LeVar Sills. Pasă la alley-oop pentru Bureau. O schemă pe care craiovenii o reușesc mai la fiecare partidă. Plutește frumos Bureau și înscrie acest alley-oop. Jovanović. Jovanović pentru Jarović. Liber la 3 puncte Jarović. Ratează Jarović. Prinde Bureau. Nevoie să se oprească Bureau. Îl așteaptă pe Giambic. Halic vine sus la blocaj. Halic primește. Halic se echilibrează și înscrie. Halic încă un coș de 3 puncte. Aruncă Archie, recuperează Bureau. Ultimele două minute ale primei jumătăți de meci. Craiova este în acest moment în avantaj cu 21 de puncte. Neverosimil rezultatul acestui prim sfert până acum, după părerea mea. Dar Craiova marchează și găsește drumul spre coș mult mai ușor decât Timișoara, care s-a chinuit. Archie faultat, vor fi două aruncări libere pentru el, n-a reușit să înscrie. Schimbări pentru meciul. Și
se pare că Bogdan Popescu avea dreptate când declara celor de la Total Basket că nu trebuie să ne îmbutăm cu ultima victorie. Ea nu înseamnă mare lucru, pentru că eu simt că echipa nu merge cum ar trebui, deși muncim la antrenamente. Zece secunde din atacul Craiovei. Giambic pentru Halic, Halic mismatch, Halic pentru Bureau, care coboară din nou pe tușă, de această dată ratează, însă Halic ar fi trebuit să arunce, lângă el era doar micuțul Downey. Downey accelerează acum și faultează Giambic. A intrat Jurasovic în locul lui Rade Giambic. Downey marchează prima aruncare liberă. O reușește și pe cea de-a doua. Bureau repune la Halli, care a primit mingea Bureau. Bureau pe poziția de conducător de joc. Incredibil, Jarovic îi fură mingea, dar o scapă la rândul din dribling. Se oprește Habuș, scoate la Bureau, care de această dată este apărat de Bogdan Popescu. În întâmpină Bogdan Popescu, nu vine aproape de el. Se înalță frumos Seals pe lângă micuțul Downey. Popescu lansat pe contraatac. Bogdan Popescu. 31-48. Bureau pentru Jurasovic. Jurasovic întoarce mingea la Bureau. Secundele trec într-adevăr în favoarea Craiovei. 10 secunde din prima jumătate. Bureau scapă din dribling, pasează în afara terenului. În secunde de joc, Downey accelerează. Faultat pe primul pas. 33-48 acum, plus aruncarea liberă a lui Downey. Treizeci și patru la 48, 14 puncte la pauză pentru Craiova aici la Timișoara. Să vedem ce ne rezervă partea a doua a acestui meci. Craiova arată că nu degeaba este pe poziția a doua în campionat. Revenim în 14 minute.